chiar dacă mai sunt 2 luni și jumătate până la cumpăna din 3 ani, mulți au luat-o din timp cu pregătirea, astfel că băcăuanii nu au de ce să-și facă griji în privința localului în care vor petrece revelionul. Pot deja să-și facă rezervare, iar plata o pot face chiar și în rate. Spre exemplu, unul dintre organizatori a pus deja totul la punct. A stabilit locația, meniul, dar și cântăreții care vor anima seara. Programul muzical, în principiu, va fi susținut de Ion Suruceanu, Vasilica Tătaru, trupa Artizan, ansamblul Plaiuri Băcăoane și multe alte surprize. Am să am o deosebită plăcere în seara de Revelion să fiu alături de dumneavoastră, alături de băcăoani, cu un buchet de melodii de muzică ușoară care sper va aduce bună dispoziție chiar la început de an. Aștept cu mare nerăbdare să ne întâlnim în noaptea de Revelion, să ne umplem sufletele și inimile de voie bună și de cântec. Vă aștept alături de colegii mei de la trupa Artizan la cea mai tare petrecere de Revelion. Va fi multă distracție și multă voie bună. Nu veți regreta! Dacă alegeți varianta de a petrece noul an alături de alte sute de băcăoani la centrul de afaceri, prețul pornește de la 190 de lei de persoană. Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà quello che sarà. Așa ceva nu s-a mai organizat până acum în orașul nostru. Și este o bună oportunitate să vină și să fie prezenți la un eveniment de anvergura acestui Revelion. Locurile sunt limitate, așa că nu pierdeți timpul. Noapte albastră, bați la fereastră, nemărginirea în ochii noștri s-o sădești. Noapte albastră, la poarta noastră, te oprești o clipă, la geamul nostru să privești.